Zeci de benzinării mici din țară riscă să-și sisteze activitatea. Aceasta pentru că din 1 februarie au fost obligați să-și schimbe aparatele de casă vechi pe altele mai noi. Doar că noile dispozitive nu sunt compatibile cu distribuitorul de combustibil, susțin unii proprietari de stații pe ecovizate. De cealaltă parte, Inspectoratul Fiscal de Stat nu oferă soluții pentru aceștia, dar amintește că agenții economici au avut la dispoziție mai bine de jumătate de an pentru a se conforma regulilor. Oamenii se întorc înapoi, dau în spate, că stația, a doua stație de la Hâncești, și aici e baricadată, se vede că nu se deservește. Da, așa, oamenii se întorc înapoi. Ieri mai multe stații PECO din Hâncești și-au sistat activitatea. Gheorghe Miron, proprietarul unei stații din Hâncești, susține că nu mai poate livra motorină și benzină la pompă din cauza unor modificări impuse de Serviciul Fiscal de Stat. Bărbatul spune că este impus să-și schimbe aparatul de casă care îl folosea până acum cu altul nou, iar motivul ar fi că acesta nu ar mai corespunde cerințelor impuse. N-avem drept. Și cât o să dureze? Da, nu știu, dacă așa, noi sistem activitatea și o să oameni rămân fără loc de muncă și în fiecare lună, noi în mijlociu plătim 50.000 de lei impozite la stat. Bărbatul susține că este gata să-și cumpere aparat de casă nou, însă acesta nu ar fi compatibil cu distribuitorul de combustibil. El s-a arătat revoltat și acuză statul că nu susține producătorii mici. Am adresat la Inspectoratul Fiscal de Stat. Aici te ridică umerile în sus. Și nu știu. Și mi-a spus că nu avem drept și tot. Care sunt bani investiți, serios. Da. Un loc de muncă pe noi la PECO ne costă 20.000 de euro. Statul nu a dat un bănuț. Dar în schimb, eu care ne pun viața roată. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, încă acum 7 luni s-a decis excluderea din registrul unic a modelelor vechi incluse în perioada anilor 1998-2005. Astfel, de la 1 februarie, pe piață urmează să funcționeze aparate de casă numai vechi de anul 2005. Până în acest moment, 88 de agenții economici sunt vizați, iar 240 de aparate trebuie să fie înlocuite.